După o sarcină pierdută, Magdalena a adus-o pe lume pe Olivia Nicola. Micuța cu ochii albaștri și părul ca soarele a fost un copil dorit. A venit pe lume să întregească familia de Helean. Nu și-au închipuit că fericirea lor poate fi umbrită de o problemă atât de gravă. Viața îi pune acum la încercare în fiecare zi. În a doua zi după ce am născut, a făcut hemoragie cerebrală și ei ne-au spus că în 2-3 luni se retrage și tot o să fie în regulă. Și la 2 luni, când am făcut ecografie la cap, atunci au văzut că sunt chisturi și locul unde nu a fost oxigenat creierul și acolo nu funcționează. Și că nu o să fie un copil normal, poate niciodată. Am lăsat toate gândurile negre deoparte și am zis că trebuie să mergem înainte cu optimism și să încercăm să o ajutăm. Magdalena ne-a asigurat că Olivia înțelege ceea ce se întâmplă în jurul ei. E un copil ambițios. În fiecare zi stă închisă într-o capsulă timp de 3 ore. Acolo, celulele din corpul ei primesc hrana de care au nevoie pentru a răspunde pozitiv la celelalte tratamente. În loc de jucării, ore petrecute în parc sau la o creșă printre copiii de vârsta ei, Olivia muncește pentru a se apropia cât mai mult de normalitate. Ne dorim să fie cât mai bine, să recupereze cât mai mult. Și dacă nu o să fie așa, ea o să fie copilul nostru, o să fie bine și specială așa cum e ea și o să ne mulțumim cu ea așa cum e. Dar noi sperăm să reușim cât mai mult. Momentan, Olivia se află la o clinică din Livezeni, Târgu Mureș, pentru recuperare. Are nevoie de tratament de specialitate, tratamente și terapii costisitoare. Să nu le întoarcem spatele celor care au șansa de a merge, de a vorbi sau de a zâmbi. Vă punem la dispoziție conturile unde puteți să donați pentru Olivia. Din Târgu Mureș, Olivia, alături de mama ei, vor merge la Timișoara pentru alte tratamente, în timp ce tatăl stă departe de ele pentru a munci. 30.000 de euro, atât costă viața normală a Oliviei, atât costă zâmbetul ei, pașii ei, cuvintele. Să nu lăsăm banii să fie o piedică. Haideți să o ajutăm!